Potrivit unui proiect înaintat de Poliția Rutieră Ministerului de Interne, șoferii români care își înmatriculează mașinile în Bulgaria sau în orice altă țară a Uniunii Europene nu vor mai putea să circule cu autovehiculele în România mai mult de 3 luni. Practic, la prima oprire în trafic, mașina va fi introdusă într-o bază de date a poliției, iar după 90 de zile aceasta va trebui fie înmatriculată în România, fie scoasă din țară. Polițiștii spun că pe străzile de la noi circulă tot mai multe mașini înmatriculate în străinătate, în special în Bulgaria, iar acestea sunt foarte greu de identificat în trafic în cazul unui accident. Este un proiect pe care noi l-am avansat deja Ministerul Administrației și Internelor în ideea de a limita circulația acestor autovehicule matriculate în alte state cel mult 90 de zile pe an. În aceste condiții, cei care exced sau dacă circulă cu mașina peste această perioadă riscă să rămână fără certificatul de matriculare și plăcuțele cu numerele de matriculare care vor fi trimise statului emitent. De asemenea, polițiștii se plâng și de faptul că nu pot verifica dacă aceste autoturisme au toate actele în regulă sau dacă au asigurări și impozite plătite la zi. În plus, un șofer care conduce o mașină cu număr de Bulgaria poate scăpa și de plata amenzilor, mai ales a celor de radar, pentru că proprietarul mașinii este un cetățean bulgar.